Statul ar putea prelua direct de la poarta fermelor produsele agricole. Marfa va ajunge apoi din depozitele construite de stat la export sau pe rafturile marilor magazine potrivit inițiativei autorităților. Fermierii vor da astfel producția direct statului, nu intermediarilor, care o cumpără uneori la prețuri derizorii, spun agricultorii. Nimeni n-a avansat însă o sumă pe care statul ar trebui să o pună la bătaie pentru construirea depozitelor, pentru investiția în mașini echipate special și pentru angajați. Inițiativa statului vine după ce aplicarea legii 51% produs Românești în magazine a fost amânată. Comisia Europeană a deschis procedură de infringement pentru că legea ar discrimina marfa din import. Noul proiect este unul discutabil, spun analiștii economici. În perioada verii, peste trei sferturi din produsele din magazine sunt românești. Iarna, în schimb, importurile ajung și la 80%.